Dragilor, în această zi, pentru că vreau să vorbesc despre chivotul legământului, o să prezint lucrurile așa în trei planuri și voi aduce citate din Cuvântul lui Dumnezeu din trei locuri din Sfânta Scriptură. De obicei sunt adeptul predicilor expozitive, dar de data aceasta nu pot să mă țin de hotărârea mea. Trei planuri, pentru că vrem să vedem în această zi un mod deosebit cu care Dumnezeu ne atenționează atunci când nu veghem. Apoi, în al doilea rând, vrem să vedem un alt plan în care este în tabloul acesta și Uza, și apoi cel de-al doilea plan, un același eveniment repetat, dar din care lipsește Uza. Și acum veți zice totuși ce citesc, voi citi din 1 Cronici, capitolul 13, întreg capitolul care are 14 versete, și după aia din capitolul 15 voi citi selectiv câteva versete, începând cu versetul 1. Pagina în Sfânta Scriptură, 434, 1 Cronici, capitolul 13, începând de la versetul 1, am rugămintea să vă ridicați și în timpul acesta să dați slavă lui Dumnezeu pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt un pic amuzant pentru că m-am văzut aici în ecranul din față și acum îmi dau seama cât de brozat sunt. Până acum nu m-am uitat. A fost o nuntă cu soare mult ieri și toți, mai ales noi și mirii care am stat, trebuie să ajungă după masă, nu știu, fratele Mals, curios, și dumnealui tot așa ca mine. Le-am spus mirilor ieri că ăsta e un bronz sfânt. Ori mere e în Grecia, dar bronzul de acolo nu face nici 0, nu știu cât la sută, ca și bronzul ăsta pe care îl primim când suntem aici, în aer liber și ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, sau când te bronzezi în Oltenia, de meri în misiune. Haideți acum să primim cu bucurie Cuvântul lui Dumnezeu. David a ținut sfat cu căpeteniile peste mii și peste sute, cu toți mai mari. Și David a zis întregii adunări a lui Israel: dacă găsiți cu cale și dacă lucrul acesta vine de la Domnul Dumnezeul nostru, să trimitem în toate părțile la frații noștri care au rămas în toate ținuturile lui Israel și la preoți și leviți, în cetățile și împrejurimile lor, ca să-i strângem la noi și să aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, căci nu ne-a mai îngrijit de el de pe vremea lui Saul. Toată adunarea a hotărât să facă așa, căci lucrul acesta a părut bun întregului popor. David a strâns pe tot Israelul de la Shilhor în Egipt până la intrarea Hamatului, ca să aducă din Kiriat Arim chivotul lui Dumnezeu. Și David împreună cu tot Israelul s-a suit la Bala, la Kiriat Arim, care este al lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului care șade între heruvimi. A pus într-un car nou chivotul lui Dumnezeu, pe care l-a luat din casa lui Abinadab. Uza și Ahia cârmoiau carul. David și tot Israelul jucau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, cântând și zicând din harfe, din lăute, din tobe, din chimvale și din trâmbițe. Când a ajuns la area lui Chidon, Uza a întins mâna să apuce chivotul pentru că boii erau să răstoarne. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Domnul a lovit pentru că întinsese mâna pe chivot. Uza a murit acolo înaintea lui Dumnezeu. David s-a mâniat căci Domnul făcuse o spărtură, lovind pe Uza cu asemenea pedeapsă. De aceea locul acesta a fost numit până astăzi, până în ziua de azi, Pereț Uza. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis: cum să aduc chivotul lui Dumnezeu la mine? David n-a tras chivotul la el în cetatea lui David, ci l-a dus în casa lui Obed-edom din Gat. Chivotul lui Dumnezeu a rămas 3 luni la familia lui Obed-edom în casa lui. Și Domnul a binecuvântat casa lui Obed-edom și tot ce era al lui. Capitolul 15, începând de la versetul 1. David și-a zidit case în cetatea lui David. A pregătit un loc chivotul lui Dumnezeu și a ridicat un cort pentru el. Atunci David a zis: chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de leviți, căci pe ei a ales Domnul să ducă chivotul lui Dumnezeu și să-i slujească pe vecie. Și David a strâns tot Israelul la Ierusalim ca să suie chivotul Domnului la locul pe care îl pregătise. Și mergem la versetul 11. David a chemat preoții, pe preoții Țadoc și Abiatar și pe leviți Uriel, Asaia, Ioel, Șemaia, Eliel și Aminadab
și le-a zis: voi sunteți capii de familia leviților, sfințiți-vă voi și frații voștri și suiți chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel la locul care i l-am pregătit. Pentru că n-ați fost întâia dată, de aceea ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru, că nu l-am căutat după lege. Și acum versetul 28. Tot Israelul a suit chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de goarne, de trâmbițe și de chimvale, și făcând să răsune laudele, lăutele și harfele. Amin. Vă rog să vă reașezați. Dragilor, recunosc un text mai lung. M-am grăbit să-l citesc, tocmai ca să nu fiți cumva plictisiți. Știu că aș citi de multe ori lucrurile acestea. Însă vreau în această zi să vorbesc despre prezența lui Dumnezeu între propășire și prăbușire. Prezența lui Dumnezeu între propășire și prăbușire. Haideți să ne rugăm în minutele care vor urma ca Domnul Dumnezeu din cer să lase lumină cerească peste mine ca predicator, pentru dumneavoastră ca și ascultători, pentru că dacă suntem lipsiți de lumină, suntem diformi în credința noastră. Luați dumneavoastră planta cea mai frumoasă. Am văzut că și aici aveți flori frumoase și la nuntă au fost frumoase și că austriecii îngrijesc bine florile într-un mod special. Luați o floare care vreți dumneavoastră, cea mai frumoasă, și puneți-o undeva într-un beci întunecat. Și vedeți dacă floarea asta frumoasă, fără lumină, nu se transformă într-un monstru diform. Urmăriți treaba asta. După o vreme când ajungeți acolo, vă speriați. Din minunata floare s-a transformat într-un lucru oribil. Așa suntem și noi ca suflete înaintea lui Dumnezeu. Dacă lumina lui Dumnezeu nu pătrunde în inima noastră, să știți că vom fi întunecați, vom fi tot timpul tulburați, vom fi tot timpul nemulțumiți, pentru că nu ne luminează lumina celui Sfânt. Imaginați-vă că suntem în adunare și am trăit momente atât de deosebite aici și ne-a luminat Dumnezeu și prin cântările astea, că drept le cântăm de pe pământ, dar vrem să le cântăm întotdeauna ca în cer. Și dacă le cântăm ca în cer și vedem pe partea asta de cerul, a cerului, că este așa de bine, gândiți-vă cât de bine va fi când vom vedea și partea cealaltă a cerului. Domnul să ne binecuvânteze. Cred că sunteți fericiți. Este cineva aici care n-a mâncat azi, nu în sensul că n-a postit, că n-a avut. Este cineva care n-a mâncat ieri? M-aș mira să ridice mâna unul care a fost la nuntă. Dragii mei, suntem binecuvântați de Domnul. Uite, mi-aduc acum în minte că în țară erau librăriile și sunt librăriile creștine, dar era de mult acolo un breloc din ăsta de pus la chei. Prea binecuvântat, scria pe el, prea binecuvântat ca să fiu stresat. Vreau să vă spun că în realitate lucrurile nu stăteau așa la majoritatea dintre noi. Noi eram prea stresați pentru a fi binecuvântați. Și acum vă voi spune și încă un lucru, tot legat de stres. Cu mulți ani în urmă am citit undeva într-o carte, n-aș ști să vă spun unde, că un frate spunea că ar fi bine atunci când ești grăbit în trafic să cânți cântări de laudă. Și m-am uitat la cântarea pe care o recomanda el, ce cântare ai putea să cânți când te grăbești cu mașina, când vrei să ajungi la adunare și știi că nu mai există parcare la demisol și că te învârți pe aici nu știu cât timp până găsești o parcare. Și îi dai pe drum, îi dai. Doamne, dar noi ca penticostali ce cântări am putea cânta? Și chiar am vrut eu să reperez așa câteva cântări. Și m-am gândit, păi stai, care ar fi viteza asta normală, acceptată de lege? Cum e la noi așa, în afara localității, sau era atunci, acum nici nu mai știu. Poate ar mai trebui să dau o dată de permis. Cam 90 la oră am stat. Ce aș putea să cânt eu la viteză ca și asta? Și am zis, 90. Nu mergi de la mine, Iisuse, sau nu? Da, nu mergi de la mine, Iisuse, strigă inima. Adică dacă merg la o viteză din asta regulamentară, e foarte bine, nu? Dar după aceea când trec de viteza asta și ajungi pe la 150 la oră, m-am gândit, Doamne, e greu. Ce cântare aș putea să cânt eu? Și am zis, eram prea departe de Domnul. Știți cântarea asta? După aceea m-am gândit și la situații mai cumplite. Până ajungem pe la 190 la oră, de câte ori n-ați atins viteza asta?
Aș vrea să zbor, aș vrea să zbor. Dar credeți că nu sunt aici, sunt și pe care îi cunosc eu, care au depășit, mergând în țară, așa, știi, într-o noapte, 200 la oră, mai mult de atât urmez. La viteza asta nu-ți mai rămâne nimic de cântat decât frumos e câmpul verde cu ierburi și cu flori. Dragilor, nu v-am zis lucrurile astea așa ca să aveți niște cântări potrivite pentru anume viteză. Nu are rost să ne grăbim, dragilor. E adevărat că Domnul Dumnezeu ne cheamă să alergăm în ceea ce privește slujirea noastră, dar graba nu-i bună, am spus și ieri la nuntă, că și ghepardul care are viteză și melcul care nu are viteză a ajuns la destinație din arca lui Noe în același timp. Așa că ce rost are să ne grăbim? Acum, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și înainte să vă vorbesc de lucruri care au de-a face cu propășirea noastră când suntem în închinare, în prezența lui Dumnezeu, vreau să vă spun câteva lucruri din primul plan care cuprinde componența, condiții și călătoria chivotului. Prima dată vreau să vă readuc aminte că acolo în chivot era un vas de aur în care era mană pusă de acolo din pustie. Vă mai aduceți aminte? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că mana aceea a rămas. Evreilor, nemulțumiți de pâinea aceasta pe care a primit-o de la Dumnezeu, venită din cer, Domnul Dumnezeu avea să le dea o lecție. El le-a spus așa, să nu cumva să rămână de azi pe mâine ceva ca să se strice. Dar ce este interesant este că ceea ce este pus în vasul ăla de aur, mana cerească, nici în timpul călătoriei lor, și nici acum, când nu știm unde se află chivotul legământului, dar el există, ceea ce se spune astăzi sunt doar presupuneri. Mana aceea există. Nu-i lucru deosebit? Oare pe cine prefigura mana aceea pe care i-au pus-o în vasul de aur? Nu pe Domnul Iisus Hristos, care este pâinea vieții? Pe cel dintâi și cel de pe urmă? Pe cel care este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. De aceea, dragii mei, când va fi scos chivotul acesta, noi o să ne bucurăm că ne vom uita la mana aceea care nu s-a alterat, sunt milenii de atunci și Dumnezeu a păstrat-o. Ei, dragii mei, astăzi Dumnezeu vrea să ne bucurăm de cel mai important lucru. Nu cumva să credeți că suntem mai săraci decât alții. Când Domnul vorbește despre bogat și spune așa, cu greu va intra un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Domnul vrea să zică că tot la fel va intra de greu în împărăția lui Dumnezeu și un sărac care zice că e sărac. E suficient să zici, sunt bogat pentru că sunt bogat. Nu, atunci intri cu greu în împărăția lui Dumnezeu. Ești bogat ca să dăruiești și să ai o comoară în cer. Dar și săracii vor intra la fel de greu. Mai degrabă intră o cămilă printre urechile acului decât să intre un sărac în împărăția lui Dumnezeu. Vă pot spune și treaba asta. Și o să vă explic de ce. Predicatorii de-a lungul veacurilor au interpretat diferit acest cuvânt. Mai întâi au spus ei, cred că e vorba acolo despre camilo, care înseamnă funie, și camilos, care înseamnă cămilă. Sunt două cuvinte pe care adevărat le găsim în Noul Testament, din limba greacă. Dar vreau să vă spun că în textul acesta, ca și în cazul textului în care se vorbește despre Ioan Botezătorul, în ambele texte este cuvântul camilos, care înseamnă mai ușor intră o cămilă prin urechile acului. Și de ce am zis eu că la fel săracul intră greu prin urechile acului? Mai degrabă intră o cămilă. De ce? Știți de ce? Pentru că nu există copil al lui Dumnezeu care să fie sărac. A, vreți să ziceți că n-are bani în buzunare, asta e altceva. A, vreți să ziceți că n-are casă cu etaje? Noi n-am mai văzut nici până în România de mult paturi din astea suprapuse, etajate. Uite, părinții voștri v-au crescut poate în paturi din astea. Mi-aduc și eu aminte când și știu exact cine era sus și știu exact cine mai cădea noaptea când se mai rupea câte o scândură și zicea ăla de jos, vai. Mi-aduc aminte, acum avem etaj peste etaj. Și îmbătrânești, mai ai și cu inima, ți-e foarte greu să te duci până la cel mai mare, care e tocmai acolo sus, ca să te mai uiți din când în când la ce să uite el pe telefon sau ce face.
E foarte greu. Ei bine, scumpilor, astăzi vreau să vă spun că Dumnezeul nostru din cer, care ne iubește cu o dragoste veșnică, îngrijește în așa manieră de nevoile noastre, încât, dragilor, să nu ducem lipsă de niciun bine. De niciun bine. Avem suficient. Cred că portofelele noastre, pormoneele noastre sunt suficient de pline. Cred, dragii mei, că frigiderele dumneavoastră sunt suficient de pline. Cred, dragii mei, că și venele ne sunt suficient de pline. De-aia merem aproape în fiecare lună să ne facem colesterolul. Deci, din punctul acesta de vedere, suntem destul de plini. Dar nu suntem atât de plini când vine vorba de puterea lui Dumnezeu. Nu suntem atât de plini când vine vorba de puterea lui Dumnezeu. Fapte 3. Petru și Ioan, nu Ioan și Petru. Petru și Ioan, după cum le-a lăsat Dumnezeu, tocmai ei, nu Andrei și Iacov, Petru și Ioan, se duceau la ceasul al 9-lea din zi, la ora 3, să se închine înaintea lui Dumnezeu la templu. Și era zi, cum a fost ieri la nuntă, mai cald. Când stăteai acolo la umbra caselor, la peșterii, stăteai acolo și beai apă rece. Nu e hotărât, mergem la templu să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Și nu era o zi de sărbătoare, că am urmărit eu treaba asta. Era o zi de lucru, când oamenii veniți de la câmp, stăteau puțin la umbră. Ei s-au dus la templu și acolo era unul care cerșea, era din naștere. O loc din naștere. Și am zis eu, să ne ferească Dumnezeu de plictiseala cerșetorului. Ăla, pe aici nu întâlniți probabil, dar ăla care e în România, știi, când ajungi la semafor și zice, bosule, șefule, trăiască-ți familia, dar nici măcar nu se uită la tine. Și după ce pleci, dacă nu i-ai dat nimic, te blastă-mă. Sunt unii pe care îi aducem la casa lui Dumnezeu, dar nu-i luăm să-i ducem aici, îi lăsăm acolo la ușa templului ca și ăsta care era lăsat în fiecare zi acolo. Și se uitau oamenii în templu la cei care îl duceau în fiecare zi. Bă, ce oameni deosebiți, mă, l-au dus cu mașina. De câți ani îl duceți, frate? În loc să-l duc acolo, să-l pună în pâinea pocăinței, l-a lăsat acolo să rămână în monotonia aceea cerșetorului. Pentru că atunci când cuvântul lui Dumnezeu îi zice așa, să se ridice în numele lui Iisus Hristos, îi spune cuvântul original așa, zice, ridică-te din somnul morții. Nu neapărat din boală, din somnul morții. Pentru că ești obișnuit să stai așa cu mâna plictisită, zici poezia aia, familia ta. Știi, sunt unii care zici că-s pocăiți, care predică mai bine decât noi, dar totuși cerșesc pâinea asta. Ce vreau să vă zic eu acum, dragilor? Vreau să vă spun că atunci când s-a apropiat Petru și Ioan, au spus mai întâi niște cuvinte. Știți ce au zis? Uită-te la noi! Știi că era monoton, trăiască-ți familia, bosule. Și el a zis, uită-te la noi. Eu am întâlnit anul trecut de dimineață în toamnă, unul care cerșea, dar nu mi-a cerșit mult, o sticlă de apă, dar eu nu m-am prins ce vrea el. Era 8 dimineața, brumase, frig, n-aș fi băut pentru nimic în lume. O gură de apă la ora aceea și afară. Și m-am gândit, eu ce-o fi vrând ăsta cu apă, dacă a zis să iau, iau. Și l-am găsit înaintea alimentării, amândouă mâinile avea așa un fel de haină cu buzunar aici. Aici știi mai greu de ținut, că totuși trebuie să le îndrepți. Aici ai ca și cum le ai puse în gips, așa, băgate aici mâinile și... Eu vreau să-i dau sticla cu apă, i-am mai luat și o pâine, nu mă laud cu asta, nu m-am prins ce vrea el. Și îi dau cu o mână cu greu, o luat așa ținea sticla de 2 litri, mi-era frică că își rupe degetele. Așa... Și asta la altă tot așa stătea cu ea aici. Și mă, dar nu ia pâine. Și la un moment dat am zis, mă, scoate mâna din buzunar. O luat-o și pe aia, altă, după aia problema a fost că nu știa ce să facă cu ele. Un să scape de ele. Știi, monotonia cerșetorului. Monotonia cerșetorului. De aceea îi zice așa Petru și Ioan ologului de la ușa templului. Uită-te la noi! Și când s-a uitat, vai de mine, evangheliștii. Dar acum e vorba să fac... Vine un tean cu un pachet așa consistent de bani. Acum ai pe cale să vină. Și îi zice așa Petru și Ioan, argint și aur n-am. Nu se poate așa ceva. Păi am așteptat eu aici toată viața să vină Gigi Becali, să treacă măcar o dată în fața mea. Sau în altă parte.
Cum pot să fiu eu într-o vacanță de Paști și să nu merg la biserică? Cum, dragii? Pentru ce? Pentru o casă. În zona noastră trec cu nevastă de multe ori prin zona respectivă și case mari, 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 și după aia o căsuță foarte mică. Scrie pe acolo Biserica Penticostală. Acasă la ei când te duci, m-a dus să-mi arate așa, zice, ăsta îi matrimonialul. Am cât biserica asta și un pad din ăla fain, scump, știi, pus așa exact acolo în mijlocul camerei, adică lângă un perete. Zic, bă, oameni buni, cum dormiți voi aici, mă? Ce matrimonial? Că dacă aș dormi aici, m-a simțit ca la Pride în Salină. Ce matrimonial e ăsta? Matrimonial acolo și dincolo bisericuța. N-avem voie, dragii mei, să fie mai bine la noi acasă ca la biserică. Înțelegeți? Viu este Dumnezeu. N-avem voie să fie la noi acasă mai bine ca și cum e la biserică. Pentru că asta e casa lui, a lui Dumnezeu. Mărire Domnului. Și așa cum ai în buletin o adresă, trebuie să ai și o adresă aici. Că nu-ți zadar, zice cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de cei ce locuiesc. La locuiesc nu ne oprim, nu? Numai de casa lui Dumnezeu, că poți să te mai laude. No, hai, ziceți și voi din instrumente, cum scrie aici, cu orzis ăștia, din varfe. Credem că atât ai tot. Să zicem din instrumente. Nu să locuim aici la casa lui Dumnezeu. Mărire Domnului. Și voi locui până la sfârșitul zilelor mele în casa Domnului meu. Domnul să ne ajute fiecăruia. Vreme îndelungată nu și-au adus aminte de chivotul legământului. Și apoi, ori dat de greu, au venit războiul, amenințările, și au zis, trebuie să merem să-l ducem, să ducem războiul. L-au luat de la Silo și l-au băgat în luptă, zice cuvântul lui Dumnezeu, în 1 Samuel, capitolul 4, cu versetul 4. Dar filistenii au luat chivotul legământului, capitolul 5 din 1 Samuel, și l-au dus de la Ebenezer la Asdod. Și acum trecem în alt plan. Începe pandemia. Dar cum a început? O zis ei, mă, dacă chivotul legământului este ceva așa, de ține de divinitate, Dumnezeu, zeitate, unde am putea să-l punem? Că au crezut că Dumnezeu poate fi manipulat, pus oriunde, făcut ce vrem noi cu el. Și au zis, cred că ar fi bine, uite, suntem oameni așa cu omenie, îl ducem tot într-un templu de zeitate, la Dagon al nostru. Și l-au pus acolo alături, față în față, zice. I-au pus acolo. După prima noapte vine acolo și îl găsesc pe zeul lor Dagon cu fața la pământ, înaintea chivotului legământului. Făcea laudă și închinare. Bă, dar cum ați putut să-l puneți așa de rău să cadă? Că normal treia să rămână. L-au ancorat ei bine, l-au pus acolo și vine a doua zi de dimineață, după încă o noapte, și îl găsește din nou cu fața înaintea, cu fața la pământ înaintea chivotului, dar de data aceasta zice cuvântul lui Dumnezeu că mâinile erau tăiate. De asemenea, rămăsese numai trunchiul, pentru că nu poți să fii zeu pește și să ai cap de om. Și avea și capul tăiat, puse acolo pe prag și rămas numai trunchiul. Și vin asdodienii, ca să vedeți cât de întunecat e omul fără Dumnezeu. Ăia care au făcut turnul Babel, unii cercetători spun așa, că Nimrod ar fi făcut turnul și avea plan să ridice, să fie așa de înalt, încât dacă va mai veni un potop, să n-ajungă apa până acolo. Cât de întunecată poate să fie mintea omului. Că zice cuvântul lui Dumnezeu că peste cel mai înalt munte apa a trecut cu câțiva coți. Ei bine, dragilor, asdodienii întunecați ce au înțeles? Că de acum încolo, când venim la adunare, trebuie să sărim peste prag. Și-o fi numit ei treaba asta săritura de dimineață. Îi veneai pe toți cum vin, dacă stătea ei să-i privești cum sar de aici, pac! Avem și noi săriturile noastre, trebuie să vă spun și ce mă îndeamnă Domnul acum. Un frate păstor în țară ne-a povestit ce s-a întâmplat la dumnealui în biserică. Un frate a avut un vis și a zis, frate, tocmai am visat că Dumnezeu mă va înălța cu trei trepte. Te rog frumos să-mi spui ce înseamnă treaba asta. Fratele păstor, mă, roagă-te în continuare, ce să știu eu ce înseamnă treaba asta? Nu știu cum să zic. Roagă-te să-ți descopere Domnul.
Deci, duminica dimineață m-am dus la biserică și cum ajung mai repede cu jumate de oră, făcând să intru în birou pastoral, dar un frate cunoscut, care a fost în conducerea cultului. Zice, l-am găsit pe frate la 8 și jumătate la amvon. Era goală biserica, dar el era acolo pe scaunul central la amvon. Și zice, frate, dar ce-i cu tine aici la ora asta? Păi nu ți-am zis, frate, că Dumnezeu mi-a zis că mă înalță cu 3 trepte? Ei, bine, și de unde până unde? Zice, ia numără dumneatale. 1, 2, 3. Deci Domnul m-a înălțat. Avem și noi săritura noastră de duminică dimineață. Da? Și de aici începe, dragii mei, ca să zic așa, pandemia. Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel, capitolul 5, cu versetul 6, vorbește de niște bube la șezut. În realitate, nu știu dacă ați deschide Bibliile de aici, din Austria, dar ți-ar fi suficient să te uiți pe o Biblie în limba engleză, ca să-ți dai seama, ca să nu zic acum de ebraiști, de textele originale, ca să-ți dai seama la ce fel de bube face referire. A vrut cumva să îndulcească Cornilescu expresia asta. De fapt, dragii mei, erau niște tumori la șezut. Și o să vedeți mai că există ceva care e diferit de ceea ce găsim aici, ceea ce găsim mai încolo. Și-au avut bubele astea, și-au avut tumorile astea. Și s-au gândit, așa, mă, nu-i treabă simplă. Erau dureri foarte mari, cumplite. Cumplite. Și o să trebuie să facem ceva. Să ducem la Gat. Știți că la Gat a mai fost în casa unui levit chivotul. Să-l ducem la Gat, că e obișnuit chivotul, îi place acolo, locul e bine pentru el. Și eu convins pe ăștia de la Gat să-l primească. Și în ce cuvântul lui Dumnezeu că a venit o spuzenie de bube la șezut. Deci cu alte cuvinte a fost vorba de erupții tumorale la șezut. Și eu nu pot să vă descriu aici tot ce spune cuvântul lui Dumnezeu în textele originale, dar vreau să vă spun că a fost cumplit. S-au dus cu chivotul și au zis celor de la Ecron, să-l primiți voi, vi-l dăm vouă, mă, uite, e de aur. Nu, ăștia nu l-au permis. Și atunci s-au gândit așa, murim prea mulți, sunt pierderile prea mari. 1 Samuel 5 cu 12 spune că oamenii care nu mureau de bubele aceștia aveau niște dureri și țipetele pe care le scotea cetatea, se înălțau până în cer la Dumnezeu. Și treaba asta a durat 7 luni de zile. Și după aceea au zis așa, mă, trebuie să facem cumva acum, să vedem cum trimitem noi de la noi chivotul. Dar până să ajungem aici, vreau să vă pun dumneavoastră o întrebare. De ce credeți că Dumnezeu a ales o astfel de pedeapsă personalizată? A fost prima variantă la cei din Asdod, după aia la Gat, varianta Omicron. De ce alege Dumnezeu o astfel de pedeapsă personalizată pentru oamenii aceștia, pentru filisteni? Uneori încercările din viața noastră arată exact ceea ce am fost noi înainte. Exact ce am fost noi înainte. Numai muncă. După aia te duci că zici, bă, dar tu nu mai ridici mâna niciodată. N-am zis să te predai, dar tu nu ridici. Mai pot, frate. M-am dus la doctor, nu mai lasă umerii. Ai stat tot cu mâna pe tavane. Îi aici, Călin, și el știe cum lucrau cei care erau în Franța. Când ne-am vizitat odată, doi trăgeau schela, îmi povesteau ei, doi trăgeau schela și doi carembo cu două mașini de găurit la rigips. Știi? Dă-i, să facă bani, că nu poți să mergi acasă fără șeptar. Și după aia o mână ruptă, căzută de acolo, de pe schelă, costă cât ai câștigat în două veri. Să legeți cum stau lucrurile. În loc să fim în locul ăsta unde trebuie să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Uneori încercările noastre vin așa personalizate și ele vorbesc despre trecutul nostru. O soră de la noi, de la biserică, a mărturisit și e public ce a zis ea. E pocăită, soțul ei nu-i. Și a venit și a lovit o mașină, nu în oraș, nu în aglomerație. Pe o stradă lăturarnică, unde nu se prea circulă. Cum a ieșit de acolo, cum a venit un prunc cu mașina și a lovit-o. Și când am vizitat-o la spital, am zis, mi-a arătat una dată cum îi cusută pe interiorul buzii. Și am zis, dar cum v-a lovit acolo? Zice, lasă, frate, că știu eu. Soțul meu, da, e nepocăit, dar și gura mea trebuia cusută.
Uneori încercările, sau de cele mai multe ori încercările, vin personalizate pentru noi. Personalizate. Și acum, scumpilor, de ce credeți că a fost personalizată în cazul lor? De ce le-a lăsat idolul fără mâini, fără cap și l-a lăsat numai trunchi? Știți cum se numea, că e scris în text, zeul lor. Ce înseamnă Dagon? Zeul pește. Na bine, acum, dacă voi închinați unui Dumnezeu pe care îl numiți zeul pește, apoi uite, îl fac eu așa, să fie pește, că peștele n-are mâini, n-are cap de om, numai trunchi. Și pe voi, era cumplit, dragilor. Deci când ai o astfel de tumoare despre care vorbește textul, nu poți să stai nici pe dreapta, nu-ți găsești locul nici pe stânga de durere, de stat pe spate, ce să mai vorbim. Singura modalitate în care oamenii ăștia 7 luni de zile au putut să stea a fost cum a stat Dagon înaintea chivotului legământului. Toată țara a fost culcată pe bun. No, sunteți cu peștii? No, pește rămâneți acum. Că voi ați vrut să nu renunțați, că lumea strigă la voi, fiți original, fii original, fii original. Ai vrea să fii original, uite să zicem așa, ca țiriac. Să fii original, să te bucuri de bucuria lui, știi câte mașini are, că are un hangar, toate culorile, ai vrea să ai bucuria lui. Ferească Dumnezeu. Nimic nu întrece bucurie. Și de fapt, numai asta, care ne-o dă Dumnezeu turnată prin Duhul Sfânt, e bucurie. N-ai vrea să ai bucuria Lui. N-ai vrea să ai bucuria Lui. Ei bine, scumpilor, în această zi când suntem aici în casa Lui Dumnezeu, trebuie să recunoaștem, dragilor, că de fapt ceea ce ar putea să constituie pentru noi bucurie dincolo de zidurile bisericii nu-i decât neca și urgie. Dar ceea ce se petrece cu noi când stăm în închinare înaintea Domnului, când facem saltul la excelență, când ne manifestăm maximul de exuberanță, când îl lăudăm pe Dumnezeu din toată inima noastră, coboară și plecăm alți oameni. Sunt oameni care la amiaz merg îngândurați acasă și nu pot să înceapă să mănânce pentru că i-a cercetat, le-a vorbit Dumnezeu. Și mă rog în această zi, Dumnezeul care te-a adus aici să-ți vorbească, să te cerceteze. Dumnezeul care te-a găsit și a zis să am nevoie de El, poate crezi că ai venit aici să câștigi bani, nu ai venit pentru mediul ăsta, pentru mântuirea sufletului tău, pentru creșterea ta spirituală. Că în lumea în care trăim nu sunt numai uși care le închide Dumnezeu înaintea noastră, sunt și uși cu care ne închide Dumnezeu. Unii vor să ajungă aici, dar Dumnezeu zice nu. Tu dacă ai merge în Austria, ai face numai așa, bani, bani, dă-i, 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 și ți-ai risipi energia aceea de a predica. De aceea unii, dacă se apucă să-și deschidă fabrică de lumânări, nu mai apune soarele. Dacă își fac fabrică de umbrele, nu mai plouă niciodată, vine seceta. Ne închide Dumnezeu ca pe Pavel cu uși. Știți că l-a închis odată, când a zis, treci prin Macedonia, am văzut un om. Nu-i vorba de un înger, de un om. Și până să ajungă la om, a găsit pe una care era vânzătoare de purpură și cercetată. Păi nu găsesc omul care l-am văzut în vedenia mea, măcar predic femeilor. Și-o predicat femeilor de la râu. Și Lidia au zis, pune-mă aici în scurgerea râului să treacă apa peste mine, că nu mai plec acasă fără Iisus Hristos. Eu de astăzi sunt mântuită, sunt copil al lui Dumnezeu. Și mă rog pentru toți cei care mă ascultați astăzi în biserică, aici la Linz, să vă mântuiască Dumnezeu. Unda Duhului Sfânt să treacă peste fiecare dintre dumneavoastră și să nu plece de aici niciunul nemântuit. Amin? Amin? Să lucreze Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Și apoi a vorbit unei vrăjitoare care îl lăuda. Ce ne-ar fi plăcut nouă, dați un microfon, n-aveți din aia cu cască, să-i punem femei să audă mai bine cine suntem noi, slujitorii celui preanalt. Dar el mustră Duhul necurat. Și femeia aceea care a fost până acum robită de diavolul devine o femeie mântuită. Și de-abia în ultimul rând, cel care era la etaj și de desubt temniță, m-am gândit dacă aș putea eu să creonez portretul temnicerului din Filip. Dacă ți s-ar da ție în putere, dacă ți-ar da ție să ai talentul ăsta și să poți să-ți imaginezi să-l prefigurezi tu pe omul ăsta, cum l-ai face? Un om liniștit, nu? Tot fresh. Îți poți imagina câți bandiți, câți criminali ori zăcut acolo în temnița lui de-a lungul anilor?
nu știu, frunte încrunțită, inima la fel, avea riduri și pe inimă, îmi imaginez eu. Și totuși, pe la miezul nopții, când aude cântări de laudă, deodată se coboară acolo. Și zic cei doi care erau cu picioarele în butuci, e tare fain în butuci, e ca și ăla din, așa cum vedeți voi, în moluri, când îți spune și îți faci un masaj, cam așa e în butuci ăia, tare bine. Ăia din butuci. Ce să fac? Asta e, nu ce căutăm noi, ce dă un search pe Google să vezi care e cea mai importantă întrebare de pe planetă. Vei găsi acolo. Dar cea mai importantă întrebare de pe planetă care s-a pus vreodată este aceasta. Ce să fac ca să fiu mântuit? Știți ce au zis ei? Nu noi, uită-te la Iisus. Iisus. Și oamenii care au fost aruncați acolo ca zdremțele, zice cuvântul lui Dumnezeu, i-au bătut cu nuiele până când au dat sângele prin cămașa lor. I-a luat ca pe gunoiul menajer în realitate, despre aia vorbește textul, și i-a aruncat acolo în temniță. Acum sunt luați în casă. Asta e dovada că erau mântuiți. Temnicerul s-a mântuit. Că le-a legat rănile? Poate și asta. Că le-a dat să mănânce? Poate și asta. Că au ascultat Evanghelia? Poate și asta. Că au fost botezați chiar atunci? Poate și asta. Dar care a fost cea mai plauzibilă dovadă? În timp ce Sila și Pavel pleca, temnicerul era în casa lui, cum? Plin de bucurie. Fiți bucuroși, oameni buni, că vă mântui Dumnezeu. Fiți bucuroși că vă mântui Dumnezeu. Fiți bucuroși că vă mântui Dumnezeu. Fiți bucuroși că sunteți în casa lui Dumnezeu. Fiți bucuroși că vă cresc copiii aici la picioarele Domnului într-o țară străină. Fiți bucuroși. Dați slavă lui Dumnezeu, dar dați-i din toată inima. Dați-i din toată inima. Dragilor, haideți să vedem câteva manifestări în prezența lui Dumnezeu, pentru că am zis că vorbesc astăzi despre prezența lui Dumnezeu între propășire și prăbușire. Și vedem aici trei modele. În primul rând, modelul mulțimii. Atmosferă fără adevăr. De aceea am citit din două locuri din 1 Cronici. Prima dată, capitolul 13. Ziceau din harfe, ziceau din chimvale, erau tobe, erau toate instrumentele. Ori zis, i-a plăcut lucrul ăsta înaintea Domnului. Ori zis, i-a plăcut. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că din toată atmosfera asta extraordinară, David juca cu toată puterea, atât de mare era bucuria. Din toată atmosfera asta lipsea adevărul. Și de multe ori ne dorim și noi, dragii mei, același fel de manifestare. De modelul acesta al mulțimii, să ne placă la toți, zice, atmosferă, oameni buni. Atmosferă, cheltuim, facem și nu-i rău, tuș, dacă eu pun panvon aici, că e anul rugăciunii, atunci neapărat e anul de rugăciune pentru toți, nu? Nu-i chiar așa, dar investim, ne facem pancarde, ne facem, dacă vreți dumneavoastră, tot felul de etichete, ne facem tot felul de pregătiri înainte, ne facem tot felul de schițe, investim mult, tuș, cerneală, xerox. Nu-i rău, dar astea sunt probleme colaterale. Ceea ce trebuie să nu lipsească dintre noi este adevărul. Iar adevărul lipsea aici. Nu s-au mai gândit ei că acel chivot al legământului nu trebuie să fie atins. Dar l-a văzut om de treabă pe Uza. Mă lasă-l pe omul ăsta să cârmuiască boi, că ăsta e om de treabă, nu așa. Sunt mulți, mă, zice, dintre leviți și dintre pastori și dintre aia care nu-s mai vrednici decât omul ăsta. Știți, și le combinăm noi. Dumnezeu zice într-un fel, noi zicem că se poate și altcumva. Și asta e modelul mulțimii, atmosferă fără adevăr. Acum, dragii mei, știu că doi tineri s-au dus să caute o biserică. O biserică frumoasă, unde să se stabilească. Și au mers în multe biserici. Că și noi suntem în căutarea bisericii perfecte. Ai vrea ca biserica ta de aici să fie perfectă. Dacă nu o găsești aici, te duci în alta. Pentru două luni zici, bă, asta e biserica perfectă. Dar după aia se strică biserica perfectă că ai ajuns tu acolo.
E când găsești biserica perfectă, pentru că am ajuns acolo în biserica perfectă, din momentul ăla nu-i mai perfectă. Și ăștia, un fel de căutători din ăștia erau. Tineri amândoi, frași și soră, s-au dus să caute. Și au căutat după vreo 3 luni în care tot o frecventat, un frate de la noi nu putea să zică frecventat și zicea fermentat. Că sunt și din ăștia care fermentează în biserică. După ce au fermentat ei așa vreo 3 luni de zile, pe unde au vrut și pe unde nu au vrut, au venit într-o zi și au găsit-o pe bunica în balansoar, relaxată, ce bunică, în sfârșit am găsit biserica în care vom rămâne, e extraordinar. Dar ce se petrece acolo, zice, la voi? Să-i vezi mami, zice, să-i vezi buna, cum sar, zice, 3 metri de la pământ în închinare. Serios? Și după aia ce mai fac? Să le se bucură când cântă, ce să spun altceva? Asta căutam noi. Ce zici, nu vii și tu cu noi? O zis, prefer să rămân într-o biserică ce șade cu picioarele pe pământ, decât o biserică ce nu face altceva decât să sară 3 metri de la pământ. Atmosferă fără adevăr. Poate că sunt sufletele care tânjesc după Dumnezeu în închinare. Și asta înseamnă ceva, dar nu-i totul. Însă sunt suflete în a căror inimă locuiește Dumnezeu și asta naște altceva, știi ce? Pocăință. Dumnezeu vrea atmosfera noastră, dar numai în cunoștința adevărului. Nu vrea să cântăm, nu vrea Dumnezeu profesionalismul meu când predic, al tău când cânt, sau ușierului când primește oamenii fără de adevăr, fără de slavă lui Dumnezeu. Așa au zis oamenii ăștia, hai că se poate și altcumva, încercăm. Domnul a zis așa când a intrat în Ierusalim, casa mea va fi... o casă de rugăciune. Casa mea va fi o casă de rugăciune. Și am întrebat pe ai mei, că tot ne plânge, probabil că și aici, oamenii se plâng de predicator, păi frate, să facem altcumva, predicați numai voi, unul, doi, maxim, nu și ceilalți, și nu sunt de acord cu treaba asta. Că la noi, la Pentecostal, familia slujește. Nu numai eu. Sunt unii care se mută într-o biserică unde predică numai unul. Ce? Dar de ce te-ai dus acolo? Nu ți-a fost bine aici? Frate, zice-s foarte implicat. Bă, dar la ce te implici? Că văd că numai unul predică. Bă, nu, 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 zice-s foarte implicat. De-aia am mers, că acolo e implicare. Și suntem într-o astfel de biserică uneori și ne gândim ce am putea face în biserica asta. Că ni se pare că venim joia la biserică, cum la noi în țară, și predică un frate, că predică un frate. Și suntem nemulțumiți. Ce am mers în seara asta degeaba la biserică? Să vă ferească Dumnezeu de astfel de atitudini. Știți de ce? Pentru că Domnul a zis, casa mea va fi o casă de rugăciune. Și dacă predicatorul a fost slab joi seara, tu ai venit în primul rând aici să te rogi și să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Și că te-ai întâlnit cu Domnul, ai venit degeaba la biserică? Vei zice, stai un pic că mă pot întâlni cu Domnul și acasă, e adevărat. Și acasă, dar și la reanimare te poți întâlni cu Domnul. N-ai vrea acolo? Mă pot întâlni și acasă. Și perioada asta de pandemie ne-a învățat așa și cu slujirea de acasă. Am vrea ca și miracolele să se întâmple, dacă se poate, tot de acasă. Adică eu să stau aici la cravată, uite așa mai bronzat, singur în biserică ca în timpul pandemiei și tu de acasă să butonezi pe 30 de posturi. Grupul cu tare, predicatul cu tare, grupul iar alt predicator și din toate astea, și după ce ai venit, după lunile astea, după timpul ăsta de pandemie, ai pretenții să fii ca în fața internetului, dar spun că nu o fi niciodată așa cum a fost pe internet. Și stai în pat câteodată, nu știu cum poți să stai, 9 dimineața cu o dună din aia, cum în zona noastră a Radului, știi? Din aia, n-am pus niciodată dună din aia pe mine, că deja mi se pare că am fost înmormântat. Așa? Un metru de pământ deasupra și numai mâna și-o scoate așa, să uită, zice, urmăresc live. O fost o minune. Da, cu tine de acasă, de sub dună și cu mine aici în costum, singur în biserică, da, sunt. Ce minune să fie! Noi trebuie să participăm toți. Când în Evrei găsim scris să nu părăsim adunarea cum au unii obiceiul și mai zice acolo, să ne îndemnăm unii pe alții. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Să faceți și voi, nu numai păstorul, să-i îndemnați, să-i chemați pe alții spre părtășia frățească, spre casa lui Dumnezeu. De aia nu se poate de unul singur. Dumnezeu știe ce e mai bine pentru noi.
Dumnezeu știe totdeauna ce e mai bine pentru noi. De aceea, dragilor, cred uneori că ceea ce ne lipsește nouă este adevărul și când nu e adevărul, nu e așa că lipsește și puterea lui Dumnezeu. Un frate a mers la comunitate, nu la Arad, în altă parte, era de la țară și a zis, dați-ne un păstor, că am rămas fără păstor. Și președintele comunității o întreba, zice, cât de mare vrei să fie? Știi că poți să iei unul din ăsta mare și mulți se înșală. Când ia un predicator mare, și vrem un păstor de renume, dar el nu-i pe acasă. Și zice, cât de mare vrei să fii? Dar bătrânul înțelept zice așa, vreau să fie atât de mare, ca în momentul în care se pleacă pe genunchi să se roage, cu vârful degetelor să atingă cerul. Atât de mare vreau să fiu eu păstorul pe care... Și-s mulțumit, dacă îmi dai unul din ăsta, sunt mulțumit. Vedeți, dragilor, argint și aur poate n-avem și noi, dar ceva trebuie să avem. Dar ce am, prima dată îți dau o mână și după aceea puterea lui Dumnezeu care mă însoțește. Amin? Eu am fost cu un frate la o ungere cu un de lemn. Nu mai trăiește fratele. Și ne-am dus la o bătrână, era paralizat, auzea foarte greu, trebuia să strigi. I-am făcut ungerea cu un de lemn în numele Domnului și după aceea am așteptat ca Dumnezeu să o vindece, că doar de aia ne-am dus. Dar când să plec, eu m-am luat rămas bun, am atins-o pe sora și am știut că nu mă aude. Fratele slujitor care era în urma mea s-a dus la urechea sorei și o strigat așa cât o putut ca să audă. Pace, soră, ne vedem în rai! Deci el era sigur că noi nu suntem însoțiți de puterea lui Dumnezeu. Că noi facem o formalitate. Că ea moare. Păi noi ne-am dus aici să o ungem ca să trăiască, să o vindece Domnul și tu pleci sigur că o să moară soia. Sora, asta e putere de la Dumnezeu? Știți ce mă gândesc, dragilor? Că niciunul dintre noi n-am putea să facem nimic eficient fără de puterea lui Dumnezeu. În birou unui frate păstor se află o mănușă de piele foarte veche. Și cei care intră acolo se uită, dar n-au curaj să întrebe. Dar unul dintre păstori a întrebat când a mers la evangelizare, a nu știu câta oară. O zis, frate, spune-mi, ce-i cu mănușa aia acolo? Și o zis, ascultă-mă, colegule, înainte să merg la amvon, când trebuie să predic, iau mănușa asta, bag mâna în mănușă și fac de 3-4 ore așa cu ea. Și de ce faci așa? Ai ce vrei, sală? Ce? Mai bine să te duci, auzi, ai un cauciuc din ăla. Zice, nu de asta. Fac așa ca să-mi dau seama că eu nu sunt decât o mănușă goală. Iar dacă Dumnezeu nu-și pune mâna lui binecuvântată, nimic nu va fi atunci. Dumnezeu să-și pună mâna lui binecuvântată în orice lucrare, în orice activitate a bisericii dumneavoastră. Vine al doilea model, modelul filistenilor. Aparențe fără adevăr. Aparențe fără adevăr. Auzise ei de pe la evrei, că atunci când mută chivotul dintr-un loc în altul, carul trebuie să fie nou, că trebuie să fie și ceva jertfă pentru vină, că trebuie să fie și ceva animale speciale care să tragă carul. Și în 1 Samuel, în capitolul 6, versetul 7 în continuare, eu nu mai intru acum în detaliile astea pentru că timpul trece foarte repede, ne zice cuvântul lui Dumnezeu că au improvizat și ei ceva, o evanghelie după alții. Auzit așa, de la alții, după cum fac alții. Că așa a fost și Mahomet cu Coranul. El n-a fost niciodată în Ierusalim, pe la evrei. Dar Irakul din ziua de astăzi era un trafic pentru cei care vindeau bunuri din Israel. Și mulți evrei treceau pe acolo și acolo a auzit și Mahomet despre credința asta a evreilor. Și a fost, dacă vreți, o evanghelie după ureche. De astăzi noi ne tragem înapoi de la omor, ei nu, în numele, așa facem treaba aia, nicio problemă pentru noi. De-aia există diferența asta, de la o evanghelie după alții. Și ăștia au luat un car nou, carul a fost nou. A luat, zice cuvântul lui Dumnezeu, două vaci tinere, erau tinere, dar care alăptau. Asta înseamnă aparențe fără adevăr. Aproape, dar nu înăuntru. Totul, dar nu chiar tot. Și-o zis, trebuie ceva jertfă să-i dăm, în loc să-i dai Domnului inima ta, că până nu i-ai dat inima, nu i-ai dat nimic. Poți să-i dai tot creditul tău, poți să-i dai tot creditul tău și casa ta, dacă nu i-ai dat inima, încă nu i-ai dat nimic.
Și ce să facem și niște suveniruri așa din aur pe care să le trimitem, aici vedem noi diferența, care să vorbească despre boala pe care am avut-o noi, zice niște umflături de aur și niște șoareci. Și să le punem alături acolo în car. Și dacă se va duce cumva car, noi stăm și urmărim. Și dacă o să ia carul spre Bet-Shemeș, înseamnă că lucrul ăsta a venit de la Dumnezeu ca pedeapsă. Dacă se va duce car, o va lua în partea asta, la altă, înseamnă, citiți textul, că lucrul ăsta ni s-a întâmplat, a venit peste noi din întâmplare. Ne întoarcem din nou în birt, bem bere, facem mici. Înțelegeți? Modelul filistenilor. Aparențe fără adevăr și câți din ăștia nu sunt. Câți din ăștia nu sunt? Unul, vinerea mare, a bătut toaca. Dar ce soț extraordinar și-a făcut timp să meargă să bată toaca. Luni dimineața, a doua zi de Paște, și-a bătut soacra. Aparențe fără adevăr. Să fi văzut în duminica Tomii la cimitir la Arad. Terenul cimitirului a devenit zonă inflamabilă. De sufletul lucutare, de sufletul lucutare, de sufletul lucutare. Ziceai că e fabrica de spir și drojdie de acolo în cimitir, s-a mutat. Adevăr, de fapt aparențe, fără adevăr. S-a întâmplat pe vremea aia, când încă nu era banii ăștia, euro, erau mărcile germane, ca unul la noi la biserică, din greșeală, dar noi n-am știut, numai că m-a sunat între cele două programe, frate Nelu, cu mine îndrăznit. Vreau să spun că astăzi am făcut o greșeală la biserică. Mă gândesc eu, ce greșeală? Nu predica, nu s-a rugat, nu a făcut nimic. Zice, la colectă, în loc de 50 de lei, cum sunt acum în România, am pus 50 de mărci. Nu se mai poate face nimic. Bineînțeles că i-am dat banii, dar unul bătrân, un frate păstor bătrân, așa, cu experiență în joia noastră, a zis, mă frate, nu-ți fă nicio problemă, că tot 50 de lei ți se socotește. Aparențe fără adevăr, să faci și tu cumva, să te coste cumva așa, dar să nu fie exact așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dragilor, trecem acum, în al treilea rând, la modelul rânduit. Și acum cuvântul lui Dumnezeu vorbește în cel de-al doilea text citit de mine, din capitolul 15, despre un alt moment, și vă citesc de aici așa, din capitolul 15, de la versetul 2. Atunci David a zis, chivotul lui Dumnezeu, că și-a făcut casă și că trebuie mutat, după câteva luni. Atunci David a zis, chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de leviți, căci pe ei i-a ales Domnul să ducă chivotul lui Dumnezeu și să îl slujească. Și merg mai jos, dragilor, la versetul 13. Pentru că n-ați fost întâia dată, de aceea ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru, căci nu l-am căutat după lege, după adevăr. Din nou ne zice cuvântul lui Dumnezeu că tot Israelul, versetul 28, a suit chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de goarne, de trâmbițe și de chimvale și făcând să răsune lăutele și harfele. Vă întreb acum, o mai fost vreo spărtură? Căci noi, cum l-a lovit pe Uza? Păi dacă e vorba de spărtură, e ca și cum o rachetă din aia de-a ucrainienilor, știi? Care intră într-un tank rusesc. Așa au intrat în Uza, de-a făcut spărtura aia mare, de-aia a fost îngrozit David. De data asta a mai fost vreo spărtură. Nu, dragilor, pentru că erau în prezența lui Dumnezeu în propășire, nu în prăbușire. Data trecută a fost prăbușire. Aveți zice, nu ne prăbușim chiar acum, e adevărat, dragilor, nu o să ne prăbușim chiar acum, dar va veni o vreme, dragilor, în care ne vom prăbuși dacă nu trăim în adevărul lui Dumnezeu. Pentru că adevărul lui Dumnezeu trebuie să nască întotdeauna recunoaștere. Și după recunoaștere, atunci se produce și schimbarea. Pentru că ceea ce caută Dumnezeu întotdeauna va găsi. De-aia ai fost tu găsit de Dumnezeu. Ceea ce a găsit Dumnezeu întotdeauna curăță. Și ce curățește Dumnezeu folosește. Și ce folosește Dumnezeu după aceea umple cu puterea Duhului Sfânt. Și acolo există propășire. Numai în adevăr rămâneți de partea adevărului și veți trăi în propășirea lui Dumnezeu. Dragilor, vreau să vă spun că am avut și eu parte să înțeleg
lucruri legate despre propășirea asta în adevărul lui Dumnezeu. Și știți când? Când eram prăbușit. În anul 2000 am plecat de acasă, așa cum un soț de al dumneavoastră, că eram și mai tineri, în anul 2000 am plecat sănătos și în urma unui accident trebuia să mă întorc cu un ochi pierdut. Dar am mers direct la spital, însoțit de un frate păstor, știu, eu trebuia să predic, avis celor care lucrați și hai, nu mă înlocuiești tu. Așa s-a întâmplat în seara aia. Frate, nu mă înlocuiești tu, că eu trebuie să predic la tineri în seara asta. Și cel care avea să mă ducă la spital era cel care a încheiat predica, ținută în locul meu. Și vreau să vă spun că mă aflam pe coridorul spitalului la oftalmologie în Arad și mă puneam așa din capătul ăsta, ca să mă rog acum, știți? Să mă rog lui Dumnezeu. Și am zis, merg până în capătul ăla, eram bandajat, merg până în capătul ălălalt și când ajung acolo, trag bandajul, mă rugam. Și când trăgeam bandajul, credeam că Domnul m-a vindecat și nu vedeam nimic. Puneam la loc, o luam în partea aialaltă. Nimic. Până când am ajuns la un medic deosebit în București. Eram pe masa de operație, am ajuns seara, atunci m-au băgat, n-a putut să-mi fac anestezie locală. Și a fost o operație care a durat 5 ore în ochi. Nu pot să vă spun detalii, nici nu vreau să vă dau detalii. Vreau doar atât să înțelegeți, că am început să văd în timp ce eram pe masa de operație, eram acoperit tot, ei lucrau în ochi, vorbeau în engleză să nu înțeleg eu ce, nu mă lăsau nici să respir mai tare. Știi că mă mișcam. Și am început să văd cu ochiul la care am fost lovit în timpul operației și mi-am dat seama că atâta vreme cât ai curaj să probezi, dacă te doare cotul și zici, mă doare aici mâna asta foarte tare, și zice cineva, crezi că te vindecă? Zici, cred că mă vindecă. De ce faci după aia așa? Crezi că Dumnezeu poate să pună motorină în rezervorul tău ca să ajungi până nu știu unde? Știți că eu odată m-am dus la biserică și nu sunt din ăla care mărturisesc astfel de lucruri. Dar vreau să vă spun că am pățit treaba asta. Am plecat de acasă și trebuia să merg în două zile, în două locuri în ziua aceea. Să ne ajung acasă. Și am plecat cu motorină să n-ajung până la biserică la Sântana. Asta s-a întâmplat prin anul 2019, nu de mult. Și am lăsat mașina, am zis să-mi fac slujba, dacă tot am ajuns aici și de aici încolo, că n-aveam nici cum să mă întorc acasă. Și m-am suit în mașină repede, după aceea să ajung la cel de-al doilea serviciu de vin între programe. Și mă uit în biserică, în mașină. Mă uit la acul ăla de la rezervor. Am crezut că e bolnav. Stăteam partea aialaltă și am început să-i dau pum. Și am început să... Doamne Dumnezeule, chiar e posibil? Nu puteam să cred că există așa ceva. Și atunci știi ce am zis? Mă, ori cred că e o minune și am șansă să mă duc până la biserica respectivă, să ajung și acasă și să mai umblu încă o săptămână, ori cred că e defectă mașina și mă opresc aici. Și am crezut că e o minune și m-am dus și colo și dincolo și am ajuns acasă. Când am ajuns acasă, e tot minune. Probabil zice, acum nu trebuie să o mai zici pe asta, ba o zic. Că așa e adevărul lui Dumnezeu, trebuie spus tot. Am stat și m-am gândit, Doamne Dumnezeule, dar mi-o fi băgat cineva de la biserică? Mi-am pus geaca, mi-am adus aminte unde am lăsat-o, cine a stat acolo, cine a fost om de ordine. Și am sunat după aceea, mă, tu mi-ai furat cheile la biserică? Da. Minunea este că de unde o știut omul ăla care nu a mai făcut așa ceva niciodată? Să caute el în geaca mea acolo unde ne punem noi, ați văzut cum intrăm pe aici, eu îmi pun geaca acolo și el intră și îmi fură cheile în timpul programului, se duce la benzinărie și îmi face plinul cu motorină. De unde o știut omul ăsta? Dragii mei, în încercări mari și în prăbușirea noastră, învățăm că trebuie să trăim adevărul lui Dumnezeu. Nu-L pune la îndoială niciodată pe Dumnezeu. Dacă Domnul zice că-i viu și-o venit în locul acesta, nu-i da să mănânce miere și pește ca să te convingi tu. Nu-L face ca Toma să-și tragă Domnul cămașa, auzi, pentru tine. Nu, hai, teologule! Nu, hai, inteligentule! Uite-mi trag, mai vrei? Hai, pune mâna! Nu! Pentru că nu a văzut numai coasta și mâinile care erau perforate, a văzut o grămadă de răni care erau făcute atunci când a fost bătut de romani. Și a zis ce nu a mai zis niciun apostol, el pe care zicem noi că e cel mai păcătos, Domnul meu și Dumnezeul meu.
Am văzut un nume așa și m-am înfiorat, pentru că eu cunosc numele ăsta de familie și am înțeles că e vorba de o micuță, de Elis, parcă așa o cheamă, a familiei Burcușel. O, Doamne Dumnezeule, mi-a adus aminte de când și numele băiatului meu era tot pe lista de rugăciune acolo. E greu, dar în această zi să avem curajul să spunem Domnul meu și Dumnezeul meu. Poate te uiți, zici, la toți le merge bine, eu trebuie să merg din locul ăsta. Pentru toți Dumnezeu e stâncă de mântuire, numai pe mine mă face praf când mă apropiu de El. Trăiește adevărul și lucrurile se va schimba. Nu-i vorba, când zice cuvântul lui Dumnezeu, de stânca asta care venea după ei, nu vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre o cisternă de apă. Cum eram noi în sapă, ne ducea la sapă, vă aduceți aminte? Cum eram noi la sapă în România, ne ducea pe câmp acolo cisterna cu apă și se clocea la soare. Și era un polonic din ăla de aluminiu, din ăla mare așa, nu era nici măcar de inox. Să fi fost atunci pandemie. Toți beam cu ăla, de acolo. Un polonic de la 2 litri. Na, Iisus Hristos a mers cu stânca de apă proaspătă și vie după ei până pustie. Și stânca mântuirii va veni și după tine. Pentru cel cu inima bună, zice cuvântul lui Dumnezeu, întreg pământul-i patria lui. Și mai zicea un rabin evreu, zice, evreii tot eviu mediu umblat cu Biblia sub soară ca o patră portabilă. Sunt ca o patrie portabilă, sunt în Austria, Dumnezeu e cu mine, sunt bogat. N-am ajuns încă să-mi plătesc cu banii mei chiria, nicio problemă. Îs bogat, îs cu Dumnezeu. Am experimentat lucrurile astea, dragii mei. M-am întors de la operație și 2 ani și ceva n-am putut să lucrez nimic. 3 kilograme n-aveam voie să ridic. Cum au lucrat ei acolo, au fost 3 operații pe care le-am avut după aceea la ochi. Și eu n-aveam bani, soția trebuia să crească copii, erau foarte miștoți, trebuia să rămân acasă. Și pe tren, eram cu un frate de la noi din Arad, fratele Biro, cei care de acolo din biserică știu, eram pe tren și m-am rugat când ne-am întors înapoi de la operație. Doamne, eu nu vă recomand să vă rugați așa. Te oblig în rugăciunea asta să dai pâine copiilor mei. Și am ajuns acasă, sufeream foarte mult. Vreo 2 săptămâni în continuu mi-o curs ochiul și nasul. Și am ajuns la ora 6 în Arad și la ora 9 nevasta a venit la patul meu. Eu vreau să dorm, să încerc să mă odihnesc și o zis, Nelu, te caută un om. Și când am ieșit, omul ăsta avea un braț de pâine. Eu noaptea m-am aruncat pe tren și dimineața a venit omul cu un braț de pâine. Cred că erau 7 kilograme. Mi le-a basculat deodată așa. Azi nu bei cafea, nu stai, nu trebă cine, de unde? Nu cunoșteam pe nimeni. A venit unul cu o dace papuc pe care nu-l cunoșteam. Și după aceea, până mi-a revenit, știam că în fiecare zi vine dimineața cu pâinea. Credeam că îngerii lui Dumnezeu vin la noi cu dacea papuc. Și am avut 2 ani și ceva pâine. Și dacă se închidea la magazin, noi întotdeauna aveam. La Nelu Pocăitu era mai ceva care sunteți de la, ca la Nelu Brutaru. Din Aradul Nou, la Nelu Pocăitu, pentru că Dumnezeu din cer ne trimitea pâine în fiecare zi. Mărit să fie Domnul! Și în perioada asta locuiam într-o locuință de serviciu. N-aveam casa noastră. Iar zona aia industrială s-a desfințat. Trebuiau scoase la vânzare. Noi aveam prioritate, dar nu aveam banii ca să plătim avansul pentru locuința aceasta. Eu m-am mai revenit puțin, dar încă nu puteam lucra și am mers că mă ocupam de serile de stăruință la biserică. Și am mers la biserică prima seară, mi-a fost greu, dar eram foarte necăjit în suflet că ziua următoare trebuia să evacuăm casa. Bani nu, perspective să iei împrumut nu, pentru că nu puteai să lucrezi, nevasta nu lucra și eram foarte întristat în suflet. Dar n-au trecut, eu nu pot să mint, niciodată, dar mai ales cu familia de față și mai ales cu cei care mă cunosc. Dragii mei, în seara aceea la stăruință, după 10 minute, pare baz și pentru mine pare baz, dar așa s-a întâmplat. După 10 minute, cineva mă bate pe umăr și zice, du-te până afară. Am simțit cum ușa, că era iarnă, zăpadă mare, intru un frig și o mână pe umăr. M-am dus până afară. Și îmi zice așa, o soră, pe care noi ăștia din comitet, care eram atunci, am fi făcut-o praf, am fi ținut-o la distanță, am crezut că n-o fi niciodată mântuită, n-o fi, n-o, persoana aia a venit, nu știu de unde știa ea de problema mea. O venit și mi-a zis așa, frate Nelu, ține banii ăștia.
Și banii erau cât era tot avansul pentru locuința noastră. În seara aia, mi-au dat banii, am binecuvântat pe Dumnezeu și am intrat la stăruință. 10 minute, vă spun, n-a durat 10 minute și din nou am simțit mâna pe umăr. Ieși până afară. Și de data asta era o soră din Elveția, venise prin familia Haniș de la Arad, venise la noi. Venise la noi la biserică unde eram eu la stăruință. Și sora îmi spune așa, frate, zice, eu de obicei vin la medicul meu cardiolog în România în fiecare an, dar vin primăvară. Acum m-am simțit foarte rău și am socotit că vreau să vin, deși este iarnă. Și când am plecat de acolo, zice, Dumnezeu mi-a zis, ia banii ăștia la tine, că am acolo un om care are nevoie. Și mă întreabă sora, tu ești omul ăla? Nu știu, sora. Cum crezi dumitale? Nu știu. Și vreau să spun, soră, că problema mea s-a rezolvat mai înainte cu avansul. Nici nu e o problemă, ce sora. Problema ta e în mâinile lui Dumnezeu și continuă. Și am intrat cu alți bani. Și vine după aceea un frate patron, după alte câteva minute, și îmi dă $100, zice el, împrumutați că Nelu, știi, banii mei se rulează. Va zice numele că e cunoscut bine în Arad, un frate baptist a plecat, a murit de COVID acum de nu știu câte luni. Și zice, Nelu, uite, îți dau banii ăștia, că e de la sora mea, dar să-i dai repede înapoi. Știa că sărac, știi? Și am zis, bine, frate, bine. Și am plecat acasă. La ora 3 noaptea, și asta a fost seara de stăruință cu experiențele pe care vi le spun. La ora 3 noaptea cineva bate la noi la ușă, dar bate rău. Și ieșim afară. Era un frate care acum a plecat în America, din localitatea Shag. El era șofer pe autobuz și făcea fiscut tura asta, așa, până la sâmbăte, nu știu pe unde mergea el. Și la ora aia trebuia să meargă după muncitor. Și bătea atunci că zis că nu mai are el când să treacă pe la mine. Și am deschis și zice fratele Gheorghe așa, frate, fiul meu, păi fiul lui era plecat, nu știu, de mai bine de 10 ani în America și era tânăr, avea 17 ani când m-a cunoscut el pe mine. Zice, uite, mi-au dat dolarii ăștia, mi-au trimis, o zis să-i las la tine și cum îți eu cu cursa, nu mai am când, scuză-mă că te-am deranjat. O fi zis el, pentru $102 să merită să faci o trezire la ora 3 dimineața. Și am luat banii ăștia și ziua următoare am dus domnului patron, care i-a luat, și apoi, după masa, m-am dus la șefii mei de la întreprindere cu bani. Ai bani pentru avans? Ei se gândeau la o remorcă, să mă ajute cu o remorcă ca să mă evacueze, știți? Să se râdă toată lumea că atunci aveam 7 copii și uite cum iese cu pruncii, uite cum se duce la șosea, pleacă și asta înseamnă. Ne-am tot spus să aibă grijă, că în fiecare an au avut tot câte un prunc. Și am zis, faceți-mi chitanța. Zice, da, ai bani? Păi, nu pentru avans, pentru aproape tot. Păi de unde tu ai tu atâția bani? Dacă are Dumnezeu, am și eu. Dacă are Dumnezeu, ai și tu. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu, ești binecuvântat. Dacă trăiești în adevăr, e pentru propășirea ta. Câți dintre dumneavoastră vreți în această zi să aveți parte de propășire? În domeniul tău, poate ești la școală. Înveți bine, poate că înveți mai bine ca și toți ceilalți. Dar ăia, pentru un simplu fapt că-s de aici, trec cal cumva și nu vezi nicio diferență. Să ai răbdare că va veni o diferență. Se va vedea, va veni o zi în care va trebui să dai un examen. Se va vedea o diferență. Pentru patronul tău, muncești, muncești, muncești. Și ăla care e de aici, probabil, și câștigă mai bine, nici nu muncește cât tine, ci zice, unde e dreptatea lui Dumnezeu? Rămâi în adevăr, rămâi în adevăr. Pentru că va veni o zi în care se va vedea o diferență și vei fi prețuit. Și dacă nu va răsplăti Dumnezeu la sfârșitul unei zile, dacă nu va răsplăti la sfârșitul lui unei luni, a unei călătorii de o viață, va fi o zi, dragii mei, când va răsplăti Dumnezeu în împărăția Lui. Așa că rămâi pentru adevăr și vei rămâne pentru propășire. Amin.